Haideți să începem cu rugăciune. Doamne, preasfântul nostru Părinte, plin de iubire și har belșug, îți mulțumim pentru dragostea și puterea ta, pentru că ne-ai mântuit și în acest moment ne îngădui să ne ducem restul vieții în trupul bisericii tale, ne înveți cu cuvântul Tău pentru tot acest har, îți mulțumim. Doamne, în fiecare zi din viața noastră vrem să înțelegem mai bine cât de mare este harul pe care l-am primit și de asemenea vrem să ne trăim viața răsplătind harul pe care ni l-ai făcut. De asemenea te rugăm să ne trezești în fiecare zi. Doamne, îți cerem să ne îngădui harul de care avem nevoie. În acest moment, facem conferința de vară. Îți mulțumim că ne-ai ajutat să o facem bine până acum, și pentru restul timpului te rugăm de asemenea să lucrezi foarte mult pentru ca multe suflete să se întoarcă la tine. De asemenea, folosește-ne ca să putem să ne rugăm și să participăm împreună la această lucrare ne rugăm pentru toți frații care slujesc în această conferință, te rugăm să-i susții ca până la sfârșit să poate face totul bine pentru slava ta. Vrem să te slăvim numai pe tine în tot acest timp. Numai în mâinile Duhului Tău cel Sfânt încredințăm tot acest timp recunoscători în numele Domnului nostru Isus Hristos, care ne iubește și ne ocrotește. Amin. Să ne uităm în Biblie, Psalmii 144, de la versetul 3 la 4. Psalmii 144, versetele 3 și 4. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el? Fiul omului ca să iei seama la el? Omul este ca o suflare. Zilele lui sunt ca umbra care trece. Se desfășoară cel de-al șaselea ciclu al conferinței de vară, în centrul de conferințe. Până la al cincilea s-a desfășurat bine prin harul Domnului. Mulți frați s-au străduit și au muncit. Mulțumim mult și vă rugăm de asemenea să vă rugați în unanimitate ca să nu existe neplăceri nici de acum încolo, în restul timpului de conferință, și să se întoarcă la Domnul multe suflete pierdute. Astăzi, cu acest cuvânt, Psalmul 144, versetul 3, Doamne, ce este omul? Pe acest subiect astăzi vom medita împreună. David a scris acest psalm, versetele 3 și 4, dacă le vedem separat, am putea simți deșertăciunea vieții. Viața nu este nimic, trece ca umbra, totul este deșertăciune, viața poate părea foarte nesemnată. Dar de fapt sensul pe care îl are acest psalm, 144, nu este acesta. Pentru ochii noștri, viața noastră pare neînsemnată, dar în fața lui Dumnezeu suntem de mare preț. Dumnezeu, cu ce fel de dragoste ne consideră El? Cum ne-a iubit El? Dumnezeu ne-a iubit atât de mult. Doamne, de ce mă iubești așa de mult? Îl întreabă pe Dumnezeu, psalmistul, ce este omul. Dar dacă ne uităm mai adânc, el întreabă, de fapt, motivul pentru care Dumnezeu îl iubește atât de mult pe om. Cine este Dumnezeu care îl iubește atât de mult pe om? De ce îl iubește atât de mult pe om? El întreabă, de fapt, așa. Răspunsul la această întrebare este slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu. Noi existăm, lumea există pentru slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu l-a creat pe om. În zilele noastre, oamenii, dacă ne uităm la știri, putem vedea că oamenii sunt din ce în ce mai cruzi mai violenți. Tendința lor este deja puțin cam greu de prevăzut. Nu știm ce vor fi oamenii în viitor. Se înfurie și ucid pe oricine prin înjunghiere. Mama își mustră copilul pentru că a venit târziu acasă. Copilul se înfurie și își ucide mama. Copiii de la școala primară îl bat pe profesor, și îl sau chiar îl fac să se sinucidă, ordinea se destramă în totalitate. O vedem la știri și nu se întâmplă numai în țara noastră, ci și în toate părțile lumii. De ce s-a schimbat atât de mult lumea aceasta, oamenii? Dacă ne gândim bine, motivul este pentru că omul nu știe ce este. Aici, în psalm, David îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, ce este omul? El așa întreabă, cine este cel care poate să ne dea răspunsul corect la această întrebare? În lume, câți oameni ar putea da răspunsul corect? Filozofii sau religioși sau savanții nu au un răspuns clar la această întrebare despre ce este omul. Ce este omul? Numai Biblia este singura carte care are răspunsul corect pentru noi. Omul, dacă nu știe ce este, omul face lucruri care nu au niciun sens și duce o viață de șartă. Fără să înțeleagă scopul sau sensul vieții, pentru ce trăiește, el nu înțelege nimic. Nu știe nimic dacă în inima lui nu înțelege ceva, dacă se supără. Acea supărare o exprimă față de oricine după bunul său plac. Așa se întâmplă în zilele noastre, în acest sfârșit al lumii. Dacă cineva înțelege ce este omul, care este scopul existenței omului, scopul vieții, atunci nu va mai trăi așa. Biblia este o carte foarte complexă. Nu este o carte subțire, este o carte foarte groasă. Apar multe personaje și evenimente, multă istorie. Dacă ar fi să rezumăm toată această carte, Biblia, sunt patru personaje. Primul personaj este omul, al doilea, satana, al treilea, Isus Hristos și al patrulea personaj este creștinul, omul. La ce se referă? Este scris că Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava lui Dumnezeu. Omul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu. Omul nu vine din maimuță, așa cum unii spun. Niciodată nu a fost așa. Satana cine este? Satana este cel care fură slava lui Dumnezeu care a fost dată omului. Iar Isus Hristos este cel care a venit în lume pentru a lua înapoi slava furată. Și cine sunt creștinii? Isus Hristos a venit să recupereze slava lui Dumnezeu, apoi creștinii sunt cei care au primit această slavă recuperată. În Biblie apar aceste patru personaje în general. Prin cuvântul de astăzi ne vom gândi la ce este omul, Doamne, ce este viața? La această întrebare Dumnezeu a răspuns. Cu subiectul slavă lui Dumnezeu astăzi vom gândi împreună. Primul, omul care a fost creat pentru slava lui Dumnezeu. Al doilea, omul căruia i-a fost luat slava și omul pentru care a fost recuperată din nou slava lui Dumnezeu. Și cel care trăiește pentru slava lui Dumnezeu. Patru personaje. Oricum, voi încerca să termin la timp. Mai întâi să ne gândim în Isaia capitolul 43 versetul 7, unde Dumnezeu a spus așa: I-am făcut spre slava mea pe care i-am întocmit și am alcătuit. A spus așa. În Biblie Dumnezeu spune despre ce este omul. Omul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu. O spune foarte clar. Dacă citim Noul Testament și Psalmii, Psalmii sunt niște laude aduse la adresa lui Dumnezeu. Care este tema principală a tuturor acestor psalmi? Sunt pentru slava lui Dumnezeu. Hristos a venit în lume ca să recupereze slava lui Dumnezeu. El împlinește toată slava pentru Dumnezeu. L-a slăvit pe Dumnezeu Tatăl. În Ioan 17 cu a spus, Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat tot o fac. Fiul lui Dumnezeu care a slăvit pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a slăvit pe el și pe cei ce cred în numele Fiului lui Dumnezeu. Iisus Hristos i-a slăvit și prin ei Dumnezeu a fost slăvit. Așa spune în Efesen, capitolul 2, versetul 6. Pune el, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locul cerești în Hristos Isus. Ne-a făcut să întrebăm în slava lui Dumnezeu. Aceasta este cel mai important scop al creației omului. Despre slava lui Dumnezeu încercăm să ne gândim puțin mai profund. Slava, de fapt, este un subiect foarte vast. Este foarte dificil să o exprimăm cu ușurință. În loc să explicăm detaliile slavei, Astăzi ne vom gândi mai mult la acest lucru: și anume că Slava a fost luată la un moment dat de la om și apoi a fost recuperată. În legătură cu acest punct, astăzi vom gândi împreună. Vom încerca să gândim astfel. Este Regele și Regina. Regina, deși nu are aceeași putere și autoritate ca și Regele, dar se află pe aceeași poziție. Aceasta este Slava Reginei. Dumnezeu vrea să ne dea asta, poziția asta. Să ne facă să stăm lângă El, lângă Dumnezeu. Poziția slavei. În Ezechiel 28 cu 13 se vorbește despre Lucifer. El a fost creat și făcut cu multă frumusețe, că a fost împodobit cu zece pietre prețioase, pentru a fi foarte frumos, pentru slava a fost creat. Dar satana a răvnit la locul lui Dumnezeu, la locul pe care Dumnezeu vrea să-l dea omului. Dacă ne gândim la asta, putem să ne dăm seama cât de mare este slava pe care Dumnezeu vrea să o dea omului astfel că și Lucifer a răvni la ea. Putem să înțelegem puțin cât de mare este slava pe care Dumnezeu vrea să o dea omului. Nu este slava care se vede în această lume, este incomparabilă, nu este ceva material, nu este ceva nici limitat de timp sau de loc. Chiar dacă nu am putea înțelege acest lucru în detaliu, putem înțelege puțin despre slavă Văzând exemplul lui Iosif, uneori sunt întrebat în felul acesta. Una dintre întrebările cele mai frecvente este aceasta: De ce m-a trimis Dumnezeu în lumea aceasta? Chiar dacă eu nu i-am cerut niciodată să mă trimit în lumea aceasta. Uneori sunt oameni care întreabă așa, în viața lor, atunci când trec printr-o suferință foarte grea. Îl întreabă pe Dumnezeu foarte ușor, astfel: Doamne, nu ți-am cerut să mă trimiți în lume. Doar prin voia și suveranitatea ta am venit în lumea aceasta. Dar, de ce este viața atât de dificilă pentru mine? Uneori se întreabă chiar și după ce au primit mântuirea. Iov, înainte de a avea necazurile mari, îl lăuda pe Dumnezeu și se străduia să nu facă păcate. Dar când a fost dispitit foarte mult, când i s-a luat toată averea, când i-au murit toți copiii lui, cei zece, și tot trupul lui era bolnav și se scărpina, soția lui i-a spus și ea să hulească pe Dumnezeu și să moară. Prietenul lui a venit la Iov și au spus, Iov, tu ai făcut păcat, ești vinovat și acum Dumnezeu te pedepsește. Deci Iov și a blestemat ziua nașterii, ziua când s-a născut. Dacă nu m-aș fi născut, n-aș fi văzut acest rău. Unii oamenii spun la fel. De ce a blestemat ziua nașterii sale? Pentru că viața sa a fost plină de necazuri. Atât cei care nu au primit mântuirea, cât și cei care au primit mântuirea, de ce toți îl întreabă pe Dumnezeu? De ce au fost trimiși în lume? Motivul este necazul prezent. Dacă viața prezentă este foarte veselă și fericită, nu vei întreba așa. Nimeni nu se va plânge în fața lui Dumnezeu. Dacă ar fi în poziția Reginei, nu s-ar plânge în fața lui Dumnezeu. Dacă cui va merge foarte bine în toate aspectele vieții sale, nu l-ar întreba pe Dumnezeu de ce m-ai trimis în lumea aceasta, ca să mă bucur atât de mult de viață. De fapt, doar atunci când cineva are dificultăți, întreabă așa. Haideți să căutăm în Biblie: Geneza, capitolul 41. Geneza, capitolul 41. Iosif, când a fost vândut în Egipt, când a fost în închisoare, când a tălmăcit visele lui Faraon, i-a spus lui Faraon planul și inima lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 41, de la versetul 35, să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină. Să se facă la îndemâna lui Faraon grămez de grâu, provizi în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pe ce, pentru cei șapte ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpărită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui, și faraon a zis slujitorilor săi, Am, putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu, și faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de preceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau în stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de in și insubțire subțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul său care venea după a lui și striga înaintea lui în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Iosif a avut o perioadă de necazuri timp de 13 ani, apoi după ce s-a terminat acea perioadă, de la o zi la alta a ajuns să conducă țara Egiptului. Era ca și cum ar fi fost în aceeași poziție cu Faraon. Nu era Faraon, dar era în aceeași poziție, cu aceeași autoritate, avea toată autoritatea lui Faraon. În Biblie învățăm mereu acest lucru, că mai întâi vine necazul și apoi gloria. Iosif, înainte de a fi așa, timp de 13 ani a trecut prin necazuri. Dacă ne gândim bine, oare Iosif nu și-a blestimat ziua nașterii? Nu ar fi spus, dacă nu m-aș fi născut, nu ar fi trecut prin toate aceste necazuri? Iosif s-ar fi putut ruga așa înainte de Dumnezeu, ca și eu, nu-i așa? Doamne, de ce mai ai trimis în lume? Dar după ce a trecut tot acest timp, de la o zi la alta, el a fost guvernator. Și după ce a ajuns sus, o mai fi întrebat el pe Dumnezeu același lucru: când vin vremuri bune, toate necazurile sunt uitate, da sau nu? În lume suntem în necazuri și în suferințe, dar când vom intra în slava lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, toate necazurile lumii le vom uita, nu ni le vom mai aminti niciodată. De ce? Pentru că nu sunt mari. Iosif, după ce s-a căsătorit, când a avut copii, a avut mai întâi pe Manase, care înseamnă uitare. Geneza 41 cu 51 Iosif a pus în lui născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Când vine slava, necazul nu mai are atâta însemnătate, da sau nu? Când sufăr necazuri, toate lucrurile mi se par foarte rele. Și mă gândesc și dacă nu m-aș fi născut, nu aș fi văzut toate acestea. Dar după ce a trecut atât timp, când mi se dă slavă, toate necazurile nu mai sunt nimic. Uit totul. Putem gândi așa? Că slava este așa, dar sau nu? slava. Iosif de la o zi la alta a ajuns să fie conducătorul Egiptului. Toate chestiunile legate de vânzarea alimentelor depindeau de cuvântul lui. Prin cuvântul lui o națiune putea să trăiască sau să moară. O familie putea trăi sau muri. Prin cuvântul lui Iosif totul se mișca în Egipt. Dumnezeu i-a dat această autoritate. Slava lui Dumnezeu este și mai mare. Când vom intra în slavă lui Dumnezeu, vom fi ca și Dumnezeu. Nu vom avea aceeași înfățișare ca Dumnezeu, sau aceeași putere ca și Dumnezeu. Nu vom avea aceeași autoritate ca și Dumnezeu, dar El ne va da o putere foarte asemănătoare. Ne va da autoritatea de a judeca chiar și lumea și îngerii. Nu este aceasta o putere foarte minunată? Această glorie ne așteaptă. Pentru această glorie, Dumnezeu a creat pe fiecare om. Atunci, viața noastră, viața oamenilor care îmi sunt apropiați mie și a oamenilor din întreaga lume, dacă ne gândim la viața pe care o ducem, nu are nimic de a face cu gloria lui Dumnezeu. Priviți! Bărbații se culcă cu bărbații, femeile se culcă cu femeile. Oamenii ucid pe oricine? Oare are vreo legătură cu gloria lui Dumnezeu? Nu are nimic de a face cu ea. Cei care au fost creați pentru gloria lui Dumnezeu, de ce duc o viață atât de mizerabilă, făcând lucruri pe care nici măcar animalele nu le fac? Biblia spune că motivul este păcatul. Haideți să căutăm în Biblie. Roman capitolul 3 Roman capitolul 3 versetul 23 Roman capitolul 3 versetul 23 căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu pentru că toți oamenii au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Putem înțelege astfel. Înainte ca omul să păcătuiască, toți oamenii puteau ajunge la slava lui Dumnezeu. Această ființă care putea ajunge la slava lui Dumnezeu nu mai poate ajunge la slava lui Dumnezeu pentru că a păcătuit. Adam a căzut testul mâncând din pomul cunoașterii binele și răului Păcatul a intrat în lume și de aceea Roman ce spune, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Moartea a venit asupra întregii lumi. Păcatul este cel care a adus moartea omului. Prin comiterea păcatului, omul a fost schimbat în multe privințe. În primul rând, omul trăiește pe pământ și pământul a fost schimbat. Geneza 2 cu 9, Dumnezeu a spus așa, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcut la vedere și bun la mâncare, dar din cauza păcatului omului, în Geneza 3 cu 17, omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Din acest motiv, ca urmare a păcatului, au ieșit spini din pământ. Pământul a fost blestemat. De fapt, acest pământ nu a fost blestemat de la început. Eden înseamnă bucurie, țara Harului, dar din cauza păcatului omului, pământul a fost blestemat. Iar natura omului era de fapt bună înainte. Firea era bună. La ce se referă? El se bucura făcând voia lui Dumnezeu. Așa a fost făcut, dar această fire, cum a fost schimbată? În fire păcătoasă. Încă din pântecele mamei, omul se naște cu firea născută a păcatului. În Psalmi 58 cu versetul 3, cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Minciloșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Spune, se rătăcesc. De la cine se rătăcesc? De la Dumnezeu. Din gura oamenilor ies mult mai multe minciuni decât lucrurile adevărate. Cineva a spus că omul pe zi spune în medie 200 de minciuni. De fapt, e posibil ca un om să nu spună nici măcar un singur adevăr pe toată durata unei zile. De ce? Pentru că firea este păcătoasă. Și, de asemenea, inima omului a fost schimbată, stricată. Inima omului înainte era plină de harul lui Dumnezeu. Dar după ce a săvârșit păcatul, inima i-a fost schimbată. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate, și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți este plină de răutate, spune. De aceea în Marcu 7 cu 21 spune, din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curvile, curvile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, vicreșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hura, atrofia, nebunia, toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Gândul omului a devenit deșert. Oamenii slujesc lucrurilor care nu sunt Dumnezeu. În istoria omenirii se întâmplă acest lucru. Omul se închină la animale. Omul care ar putea intra în slava lui Dumnezeu se naște păcătos și comite păcate și într-o zi moare și este judecat și merge în iad. Evrei 9 cu 27. Oamenilor le se rânduit să moară o singură dată iar după aceea vine judecata. Destinul omului a fost schimbat. Merge spre iad. Gloria lui Dumnezeu a fost luată. Acest lucru înseamnă, de fapt, multe lucruri, dacă ne gândim bine. Gloria lui Dumnezeu a fost luată, asta înseamnă că omul a devenit păcătos. El a fost blestemat și trebuie să-l argâneat. Așa eram și noi înainte. De fapt, toți ne-am născut în lumea așa. Roman capitolul 1 explică în detaliu acest lucru. Despre faptul că gloria a fost luată. Roman capitolul 1 să ne uităm în Biblie. Roman, capitolul 1, versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Omul care a fost creat pentru slava lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și trebuie să-L și slăvească. Așa este slava lui Dumnezeu. Dar ei nu l-au cunoscut și nu l-au slăvit. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr dobitoare cu patru picioare și târtoare. Acesta este primul aspect al oamenilor care nu au slava lui Dumnezeu, ei au schimbat slava lui Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor și se crede înțelepți. Așa că trăiesc Dacă ne uităm la lumea de acum, toți oamenii urmăresc doar confortul carnal, lucrurile materiale, lucrurile lumești. Știința s-a dezvoltat la extrem în zilele noastre. Oamenii de știință spun așa, nu știm cât de departe vom ajunge în viitor. Omul se bucură de cea mai confortabilă viață, dar din punct de vedere mental, omul an nebunit nu știe ce este, pune că se trage din mai nu înțelege nici scopul vieții, nici sensul vieților. Doar acum 30 sau 40 de ani, când știința nu se dezvoltase așa de mult, oamenii se întrebau adesea acest lucru. Pentru ce trăim? Pentru ce este viața? Nu numai filozofii întrebau acest lucru, și oamenii normali întrebau acest lucru. Dar în zilele noastre nimeni nu mai întreabă acest lucru. De fapt, în zile noastre nimeni nu poate învăța acest lucru. Știința lumească este învățată foarte bine, dar despre Dumnezeu nimeni nu mai poate învăța. Nimeni nu învață acest lucru. De ce? Pentru că nicio persoană nu a primit această învățătură în vremurile noastre. Ei nu știu ce este omul. Pentru că ei spun că omul este un animal. Au schimbat slava lui Dumnezeu în lucruri de șarte. Ei cred că sunt înțelepți. Aceasta este înfățișarea oamenilor fără slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, Romani, capitolul 1, versetul 26, din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, că femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșeși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Omul care a fost creat trebuie să trăiască după rânduiala conform firii, naturii, dar omul acum trăiește împotriva firii, adică împotriva rânduielii stabilite de Dumnezeu. În afară de om, toate animalele și plantele trăiesc după o rânduială. Apa curge de sus în jos. Cumva curge de jos în sus? Nu, de sus în jos. Aceasta este rânduiala stabilită de Dumnezeu. Dacă ar curge invers, este împotriva rânduielii. Animalele, masculul și femeia se împerechează și așa se înmulțesc. Aceasta este natura normală a lucrurilor. Primăvara, totul înflorește, iarna, ninge, toate acestea sunt firești, normale. Și tot ceea ce este împotriva firii, împotriva rândului el, este greșit. Dar în vremea noastră oamenii merg împotriva ceea ce este normal. Omul a rămas fără slava lui Dumnezeu, de aceea omul trăiește împotriva firii, împotriva ordinii lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care dă soare și de asemenea ploaie tuturor oamenilor, așa cum spune Matei capitolul 5, dar în vremea noastră nu se mai întâmplă la fel. Pe de o parte plouă foarte mult, totul este inundat, pe de altă parte este complet ars, lucrurile parcă intră așa într-o neorânduială la nivel mondial. De ce se întâmplă toate acestea? Pentru că omul nu trăiește conform rânduielii lui Dumnezeu. De aceea în Amos, capitolul 4, versetul 12, spune de aceea îți voi face astfel, Izraele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Izraele. Omul care trăiește împotriva firii normale ale lucrurilor va avea cu siguranță parte de judecată. Omul trebuie să fie condamnat. Romani 1 cu 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite cu inima care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, cu slava care l a fost luată, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioase. Sunt șoptitori, bărfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, nenuplecați, fără milă. Până în versetul 31 sunt enumerate 21 de păcate. Toate aceste rele nu au nimic de a face cu Dumnezeu. Nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Acesta este păcatul. Și în cele din urmă, la sfârșitul lumii, păcatul va fi mult mai proeminent. În ce privință? La sfârșitul lumii, toate relațiile umane sunt rupte. Dragostea firească dispare. Din acest motiv, toată lumea vrea să trăiască singură. Nu mai vor oamenii să comunice unii cu alții. De fapt, le este foarte greu să aibă relații cu alte persoane sau să trăiască împreună cu altă persoană. Gândindu-ne la asta, centrul de conferințe ne face să ne minunăm. Că mai mult de 10.000 de oameni în unanimitate, având același scop, predicăm Cuvântul lui Dumnezeu împreună timp de patru zile, comunicând unii cu alții nu spune nimeni, asta e echipa mea, asta este a ta, nu-mi pasă. Nimeni nu spune așa. Nimeni nu face așa ceva. Toți colaborăm împreună. De fapt, asta așteaptă Dumnezeu de la om. Pentru asta l-a creat Dumnezeu pe om. Am observat ceva interesant cu privire la celulele din corpul uman. Nu este un organism unicelular, ci un organism pluricelular. Și se spune că fiecare celulă are o sută de mii de Cili, care sunt prelungiri protoplasmatice mobile, adică formațiuni citoplasmatice care ies în afara celulei, în formă de fire subțiri. Nu sunteți surprinși? Și prin aceste fire subțiri comunică cu alte celule. Dar celulele bolnave nu au aceste fire. Dacă sunt foarte bolnave, au doar 10.000 sau 20.000 de fire. Celulele canceroase, de exemplu, nu au aceste fire. Ele nu pot comunica. Se înmulțesc de capul lor, haotic. Acest lucru este foarte asemănător cu societatea noastră de acum. Cultura și civilizația s-au dezvoltat foarte mult, dar dacă nu există comunicare, lumea se duce într-o direcție foarte greșită fiecare nu mai permite celuilalt să invadeze spațiul său. Așa am ajuns în zilele noastre. Omul este despărțit de slava lui Dumnezeu din cauza păcatului său. Se separă tot mai mult unul de celălalt. La sfârșitul lumii este așa și relația cu Dumnezeu este în totalitate întreruptă. Haideți să ne uităm în Biblie, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Este vorba despre relații. Să ne gândim citind acest verset cu privire la relațiile dintre oameni. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce spune aici vremuri grele? Vremuri periculoase. Versetul 2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Când este bună înțelegere între vecini, nu este niciun pericol Legea spune de asemenea așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Relația cu Dumnezeu este foarte importantă. Apoi ce urmează? Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când se trăiește după aceste principii, nu există pericol, durere. Dar aici spune că vor fi vremuri grele. Și care este primul aspect? Oamenii se vor iubi pe ei înșiși nu există comunicare cu aproapele, cu vecinii și dispare dragostea. Dar ce iubesc oamenii acum? iubitor de bani. Oamenii ar trebui să se iubească reciproc, dar în loc să se iubească reciproc, să-și iubească semenii, omul din vremurile de la urmă iubește mai mult banii, animalele, relațiile dintre oameni dispar. Oamenii, în loc să se iubească unii pe alții, iubesc plantele, de asemenea animalele, dar nu și pe oameni. Lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Relația cu părinții este de asemenea afectată. Spune nemulțumitori. Nu există recunoștință, nu există mulțumire. Uitați, fraților, în timpul nostru, mai ales în țara noastră Corea de Sud, avem totul din abundență dar nu există recunoștință. Mereu nemulțumiri, nemulțumiți. La știri oamenii sunt mereu nemulțumiți. Nu există afecțiune naturală, neiertători, calomniatori, nechipzuiți, intempestivi, cruzi, urători de bine, trădători. Relațiile dintre oameni sunt întrerupte, pune impetuoși și infatuați, iubitori de plăceri mai degrabă decât iubitori de Dumnezeu înseamnă o rupele totală a relațiilor. De aceea se spune că va veni vremea de primejdie, vremuri de durere, vremuri grele. De deci ce este așa? Pentru că omul a pierdut slava lui Dumnezeu. Omul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu, dar omul s-a despărțit de slava lui Dumnezeu. Și din acest motiv apar aceste lucruri care ies în Romani capitolul 1 și în 2 Timotei capitolul 3, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Toți oamenii trăiesc așa, iar după moarte ajung Omul nu a fost creat de la început pentru a merge în iad. Este rânduit oamenilor să moară o dată. Dumnezeu nu l-a creat pe om ca să moară, ca să o comită pecate. Dumnezeu l-a făcut pe om drept, așa cum scrie în Biblie, dar omul nu s-a supus, a trăit împotriva firii și din acest motiv i s-a luat slava lui Dumnezeu și astfel s-a stricat ordinea totul a devenit ca un haos omul nu mai înțelege de ce trăiește de asemenea nu înțelege scopul sensul vieții sale și din acest motiv a ieșit deviza ai o singură viață trăiește-o cum îți place ai o singură viață o singură dată trăim de aceea să trăim cum ne place Ați auzit vreodată acest lucru? Nu treci decât o singură dată, așa că bucură-te de viață. O gândire lumească. Pune, trăiește cum vrei, în curând vei muri, bucură-te de viață. Nu se mai gândesc la ceilalți, se gândesc doar la ei înșiși, pentru că omul se despărțit de slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-l va lăsa așa, pentru că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni altcineva. Dumnezeu a vrut să-i dea slava omului, nu vrea să-i dea îngerilor și din acest motiv îngerul căzut a fost satana, iar diavolul l-a făcut pe om să se desparte de slava lui Dumnezeu. În Biblie spune că nu va continua așa, Dumnezeu nu va lăsa așa lucrurile, Dumnezeu cu siguranță va recupera slava cedată de om diavolului. Isaia, capitolul 42, să căutăm în Biblie. Isaia, capitolul 42, versetul 8. Isaia, capitolul 42, versetul 8. Să citim împreună. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Acesta este numele meu și nu voi da slava mea altuia. Ce înseamnă aceasta? O va recupera. Omul nu a ascultat și slava lui Dumnezeu a fost cedată. Dar Dumnezeu nu o va lăsa așa. Cu siguranță o va recupera. Să ne uităm în Isaia, capitolul 48, versetul 11. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, căci cum ar putea fi hulit numele meu, nu voi da altuia slava mea. Înseamnă că o va recupera cu siguranță gloria lui, într-adevăr. Cum? Cel mai important mod de a recâștiga gloria lui Dumnezeu este mântuirea. De aceea, în psalmii 21 cu 5, spune: Mare este slava în urma ajutorului tău sau mântuirii tale. Fraților, gloria lui Dumnezeu a fost cedată, luată. Cei care au fost creați pentru slava, gloria lui Dumnezeu, se duc în Iad. Cei care merg spre Iad, pentru ca să intre din nou în gloria lui Dumnezeu, ce trebuie făcut? trebuie să fie salvați, nu așa? Cei care se îndreaptă spre iad. Aceasta este salvarea, salvarea spiritului. Pentru a finaliza această salvare a Duhului, cine a venit în lume? Iisus Hristos. Iisus a venit în lume pentru a recupera înapoi slava luată. Pentru asta a venit Iisus în lume. Iisus avea chipul lui Dumnezeu. Așa este scris. Trebuie să gândim bine despre Isus. Isus nu este ca Dumnezeu. Isus este Dumnezeu însuși. Trebuie să știm foarte clar acest lucru. Dumnezeu Trăimea, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Dumnezeu Fiul în lume, eu nu am venit de la mine, el m-a trimis, așa a spus, ca să facă voia Tatălui, a venit în lume. Care este voia Tatălui? a ierta păcatul omului. Păcatul omului, într-un alt cuvânt, de a recăpăta slava pe care omul a pierdut-o. Aceasta este mântuirea. Prin mântuire, slava este mărită. Din acest motiv, păcătosul care trebuia să meargă în iad, păcătosul care este lipsit de slava lui Dumnezeu, cum poate să intre din nou în gloria lui Dumnezeu? Prin primirea mântuirii Duhului. Isus Hristos a iertat toate păcatele veșnic, păcatele din trecut, din prezent și din viitor. Veșnic a iertat. Având credința în acest fapt, omul poate intra din nou în slava lui Dumnezeu. Nu mergând la biserică, nu ducând o viață bună, doar cu o singură condiție, prin lucrarea lui Iisus Hristos de mântuire, care a recuperat slava lui Dumnezeu. Pentru a avea slavă pentru mine, trebuie să cred, trebuie să am credință. Aceasta este singura cale. Biblia spune de multe ori, Iisus Hristos a venit în lume pentru a recupera slava. Cu alte cuvinte, pentru a mă salva. Pentru a-mi păcatele. Toate acestea înseamnă același lucru. Că Iisus Hristos a venit în lume pentru a recupera slava lui Dumnezeu. Și a recuperat-o când a murit pe cruce și a spus, s-a isprăvit, s-a terminat. Tot ceea ce Dumnezeu Tatăl le-a poruncit să facă, el a făcut. Cu alte cuvinte, gloria pierdută este deja recuperată. Toate păcatele omului au fost iertate, mântuirea a fost completă. Toate acestea înseamnă același lucru. Isus a făcut-o. Fraților, când vorbesc despre mântuire, unii oameni cred că ei înșiși realizează mântuirea. Ei înșiși se mântuiesc dar omul nu este capabil să se salveze singur. De ce oare? Pentru că omul este capabil doar să facă păcatul, dar nu are capacitatea de a rezolva problema păcatului lui. Nu are această capacitate. Așa suntem noi, oameni. Dumnezeu a creat oaia. Care este caracteristica oii? Are capacitatea de a se îndepărta de păstor, dar nu are capacitatea de a se întoarce singură la păstor. Din acest motiv, păstorul trebuie să o caute. Așa suntem noi oameni, ne-am îndepărtat de Dumnezeu, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și săvârșim păcate în fața lui Dumnezeu, dar nu avem capacitatea de a rezolva această situație. Dumnezeu este acela care are capacitatea de a o rezolva. Geneza capitolul 3 Să ne uităm în Biblie Omul, după ce a mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului, a păcătuit. Dacă analizăm bine acest text, putem înțelege ce suntem noi oamenii. Geneza, capitolul 3, versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunzele smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Omul nu a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și a mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului și primul lucru pe care l-au făcut a fost să-și acopere goliciunea. Au înțeles că sunt goi. Acesta a fost primul lucru pe care l-au făcut. Și care a fost al doilea lucru? Geneza 3 8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care a umblat prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața lui Dumnezeu. Printre pomii din grădină. Acesta al doilea lucru pe care l-au făcut și noi când eram copii, după ce am comis un păcat, ce facem? De obicei ne ascundem, încercăm să ne ascundem păcatul, de rușine. Cu siguranță că avem cu toți amintiri de genul acesta. Când eram elevi, aveam vreo temă de făcut, dar nu am făcut-o, în drum spre școală, cum ne simțeam? Ai, sper să se întâmple astăzi ceva la școală, să nu ne controleze profesoara, sper să nu vină astăzi profa, am vrut să ne ascundem. Care este al treilea lucru pe care l-a făcut omul? Dumnezeu a arătat păcatul omului și vorbește despre acest păcat. Geneza, capitolul 3, versetele 11 și 12. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți porunciste să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine. Ea mi-a dat din pom și a mâncat. De aceea a mâncat. Pune vina pe altcineva. Care a fost prima scuză? Doamne, tu mi-ai dat-o. Și apoi dă vina pe alt om, pe soția lui. Așa suntem și noi oamenii. Așa suntem noi. Facem păcate, ducem o viață foarte grea și ce credem? Din cauza acelei persoane am ajuns să păcătuiesc. Dacă nu era el, nu aș fi comis acel păcat. Dă-mi vina pe altcineva foarte ușor. De ce Dumnezeu a pus această persoană în fața mea, lângă mine? Dacă nu ar fi făcut-o Dumnezeu, nu ar fi comis păcatul. Facem la fel ca și Adam. După ce am făcut păcatul, omul nu mai iese din acest cerc vicios. Facem mereu la fel. Atunci, cumva omul își cere iertare în fața lui Dumnezeu, Adam a spus așa, Doamne, am greșit, te rog să mă iert. El a spus așa, nu, omul face păcat, face probleme, dar nu are capacitatea de a rezolva acea problemă, nu are nici inima să o rezolve. Așa suntem noi oamenii. După ce am păcătuit, am fost lipsiți de slavă lui Dumnezeu și omul nu mai are intenția nici capacitatea de a rezolva asta. Dumnezeu restaurează și deja a făcut-o. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru om, ce a fost? I-a făcut omului haine din piele. Hainele pe care le-a făcut omul, oamenii și-au făcut șorțuri din frunze de smochin, dar Dumnezeu i-a îmbrăcat cu tunici din piei. Haine. Dar care este diferența între aceste două tipuri de haine? Șorțurile din frunzele zmochin nu aveau sângele. Nu a existat o moarte, dar în hainele din piei proveneau de la animalele care au fost omorâte. Sângele animalului erau pe ele. Pentru a ierta păcatele lui Adam și ale Evei, Dumnezeu a trebuit să ucidă un alt animal. Să ucidă un animal fără păcat a luat pieile și a făcut haine să îi îmbrace. Și astfel le-a acoperit goliciunea. Aceste haine de piei sunt o umbră a lui Iisus Hristos. Da sau nu? Cine a făcut aceste haine din piei? Dumnezeu le-a făcut. Nu omul și-a făcut singur aceste haine din piei. Atunci cine este cel care iartă? Dumnezeu este cel care iartă. Omul nu poate spune așa, Doamne, am făcut un păcat, te rog să mă ierți. Nu de aceea ne-a Dumnezeu. Omul comite un păcat, dar nu are nici măcar inima să rezolve această situație. Dumnezeu este acela care iartă păcatul omului. E acela care caută pe om și îl iartă. De aceea spune că Dumnezeu este cel care săvârșește mântuirea. De fapt, omul nu poate să participe la mântuire. Această taină a tunicilor de piei este ilustrată și în jerfele pe care le-a adus Abel și Cain în Geneza capitolul 4, versetul 3. Cain a adus Domnului o jerfă de mâncare din roadele pământului, Abel a adus și el o jerfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jerfa lui, dar nu și la Cain. Așa că Cain s-a mâniat și și-a ucis fratele. Dar de ce Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain, doar pe cea a lui Abel? În Vechiul Testament nu vedem răspunsul. Îl găsim de-abia în Evrei, capitolul 11, versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Și de aceea Dumnezeu a privit cu plăcere la Abel și la jertfa lui. Prin credință Abel a adus lui Dumnezeu jertfe mai bune decât Cain. De unde a venit credința lui Abel? Adam și Eva după ce a fost alungați din grădina Edenului, au avut copii. Și cu siguranță că le-a spus despre tunicile de piei pe care le aveau pe ei. Despre grădina Edenului, auzind aceste cuvinte, Abel a înțeles. A, pentru a merge înainte lui Dumnezeu, un animal trebuie să moară o viață, sângele trebuie să fie vărsat pentru a exista iertarea păcatului. Trebuie să existe moarte. Plata păcatului este moartea. În Romani, capitolul 6, versetul 23. Plata păcatului este moartea. Legea dreptății lui Dumnezeu cere moartea pentru păcat. În Vechiul Testament nu se spune foarte clar, dar Abel a înțeles asta prin exemplul hainelor din piei. Din acest motiv, înaintea lui Dumnezeu a adus ca jertfă un miel. Doamne, pentru păcatul meu nu pot să vin înaintea Ta, dar te rog să te uiți la acest miel care a murit în locul meu. Uită-te la acest sânge și iartă-mă, așa cum a iertat păcatul părinților mei. Astfel, el s-a încrezut în sânge pentru a veni înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru este ilustrat și în legea sacrificiilor din Vechiul Testament și care apare în Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Apare foarte detaliat. De fapt, aceste legi sunt foarte complexe. Dar oricum care este semnificația jerfei la origine? Omul comite un păcat, legea arată că este păcătos, vinovat, vrea să fie iertat și aduce jerfă. Dar, de fapt, la origine, jerfa este pentru a fi iertat de păcate înainte lui Dumnezeu. Și pentru a fi iertat, ce credeți? Cum trebuie adus acest sacrificiu? Cum vrea omul? Sau cum trebuie adus acest sacrificiu? Cum vrea omul sau cum vrea Dumnezeu? Bineînțeles că trebuie să aduci jertfa după voia lui Dumnezeu. Dar omul nu este în stare să dea o jertfă după voia lui Dumnezeu. Cred că de aceea Dumnezeu a făcut legea jertfei atât de complexă. Tu, ca să fii iertat, trebuie să faci asta și asta și asta ca să fie iertat. Nu o faci după gândirea ta, după cum ți se pare ție bine, numai după cum vrei tu. Și după voia mea, după cum am stabilit eu, spune Dumnezeu. Dar poporul Israel aducea jerfe numai cum a vrut el și a zis, eu vreau să aduc jerfa așa și cred că așa este bine. E de ajuns. În Maleahii, capitolul 1, vom căuta în Biblie, Ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 1, versetul 6. Maleahi, capitolul 1, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o strugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau o beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea, zice domnul știrilor, aducând ca dar de jertfă lui Dumnezeu un animal bolnav. Nici la om nu poți să-i dai ceva stricat, de cum lui Dumnezeu. Dar ei au spus, e bine și așa. Pentru ce atâta risipă? Dacă ofer mereu doar animale fără cusur, fără pată, e risipă. Mai bine aduc un animal bolnav, care oricum e pe moarte. Aduceau jerfe după gândurile lor stricate. Nu aduceau jertfă după rânduiala lui Dumnezeu. Și în vremea noastră, creștini religioși care nu au înțeles încă pe deplin harul și dragostea lui Dumnezeu, spun așa: Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii. Dacă eu cred așa, dacă eu merg la biserică, trăiesc o viață corectă, mă duc în cer. Omul crede după cum îi place lui. Dar Dumnezeu a spus-o foarte clar, nimeni nu poate merge în cer prin păzirea poruncilor, nici printr-o viață morală, etică. Dar ei, după gândul lor, după gustul lor, spun, a, păzim poruncile, merg în cer. Dacă mă străduiesc să nu fac greu la nimeni, hrănind săracii, după gândul lor, ei dau jertfe lui Dumnezeu. Așa cum în multe biserici au loc ceremonii foarte frumoase în timpul serviciului, așa zis divin, ei cred că prin această închinare foarte frumoasă, înălțătoare, pot merge în cer. Ca și cum aceasta ar fi calea de a merge în cer. Aduc jerfă după gândurile lor, în felul lor. M-am gândit așa. Poate că Dumnezeu a făcut legea jertfei atât de complexă din acest motiv. Pe scurt, sunt cinci legi ale legii Vechiului Testament. În primul rând, marele preot trebuie să aducă jerfă pentru a primi iertarea lui Dumnezeu și trebuie să fie jerfă fără pată și fără cusur animal curat. În al treilea rând, trebuie să-și pună mâinile pe animal. În al patrulea rând, animalul trebuie să moară, vărsându-și sângele. În al cincilea rând, marele preot trebuie să ia sângele și trebuie să intre în locul prea unde era prezența lui Dumnezeu. Și trebuie să verse sângele, astfel păcatul să fie iertat. Este ușor de înțeles și de spus, dar să o faci, să o duci la îndeplinire a fost foarte complex. Pentru a ne ierta păcatele, a venit Isus în lume, ce credeți? Isus ne-a iertat păcatele conform acestor reguli foarte complexe pe care le-a făcut Dumnezeu? Sau o fi dat așa o jertfă după propriul său gând, după propriul său mod? Dacă ar fi fost așa, Dumnezeu nu ar fi acceptat jertfa. Și păcatele noastre nu ar fi fost iertate. Din acest motiv, Isus a trebuit să aducă o jertfă după calea lui Dumnezeu, după rânduiala lui Dumnezeu. Haideți să vedem Evrei capitolul 8, să ne uităm în Biblie. Evrei capitolul 8, versetul 1. Vom verifica dacă aceste cinci aspecte au fost împlinite de Isus sau nu. Evrei capitolul 8, versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. În capitolele 5 și 7 vorbește despre Marele Preot în detaliu și spune că acum avem acest Mare Preot. Cine este El? Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit în lume ca Mare Preot și evrei, capitolul 3, versetul 1 spune, De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ați întiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Iisus Hristos este marele nostru preot. De ce? Pentru că a venit în lume ca să ne ierte păcatele. Și în al doilea rând, marele preot trebuie să aducă jerfă înaintea lui Dumnezeu. Rolul preotului era acesta, Evrei 8,3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Marele preot este cel care aduce jertfe lui Dumnezeu. Aducând jertfe lui Dumnezeu, el cere iertare. El este mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Pentru a aduce jertfă, trebuie să existe o jertfă. Iar jertfa din Vechiul Testament, cum trebuia să fie? Fără cusur și fără defect, un animal curat. Și Isus Hristos trebuia să aibă ceva de oferit. Și care a fost jertfa pe care a oferit-o Isus jerfa fără păcat și fără cusur. Evrei 9 cu 23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, chipurile lucrurilor care sunt în ceruri se referă la legea vecului Testament a jerfei, au trebuit curățite în felul acesta, conform modului menționat în versetele de mai sus, prin sângele animalelor. Trebuia ca însăși lucrurile cere să fie curățite cu jerfe mai bune decât acestea, fără pată, și fără defect. Care este jerfa mai bună? Iisus Hristos, trupul lui Iisus Hristos, a venit în lume fără păcat. 1 Ioan capitolul 3, versetul 5 Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. Evrei, capitolul 10, versetul 10 Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jerfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Iisus Hristos a adus ca jertfă propriul său trup. Iisus a venit în lume ca mare preot și și-a dat trupul ca jertfă. Și Dumnezeu Tatăl și-a pus mâna pe Iisus, asta reiese în Isaia 53,6. Noi răzăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui în elegirea noastră tuturor. Punerea mâinilor, ce înseamnă aceasta în esență? Că păcatul este transferat, că Dumnezeu a transferat păcatul în seama lui Isus Hristos, care apoi a purtat păcatele noastre. Dumnezeu a făcut-o, iar animalul căruia i se imputa păcatul trebuia să moară. Trebuia să moară negășit și Isus Hristos a burit pe cruce și cu acel sânge preotul trebuia să intre în locul preasfânt pentru a stropi de șapte ori pe capacul milei pe capacul îndurării. Iisus a stat în fața lui Dumnezeu cu propriul său sânge. Evrei 9 cu 14. Să citim împreună. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși jertfă fără pata lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul veșnic s-a jertfit, sângele lui Hristos spune, Iisus Hristos a stat înaintea lui Dumnezeu, cu propriul său sânge. Evrei, capitolul 9, versetul 12 Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sângele de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Cu ce? Cu propriul său sânge. Nu prin sângele animalelor. Ce face acolo în locul preasfânt? Prezintă acel sânge înaintea lui Dumnezeu. Marele preot trebuia să toarne sângele, să stropească sângele de șapte ori pe capacul milei. Ce înseamnă asta? Dumnezeu pentru toate păcatele acestui popor al lui Israel, timp de un an acest animal fără păcat a murit. Acest sânge este dovada, Marele preot trebuia să meargă în locul preasfânt pentru a se ruga înaintea lui Dumnezeu. Asta resă din Evrei 7 cu 25. Să citim împreună Evrei 7 cu 25 și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Iisus a stat înaintea lui Dumnezeu. Și și-a prezentat propriul sânge. Doamne, pentru ei, pentru păcatele lor am murit, pentru păcatele lor trecute, prezente și viitoare, de la Adam până la sfârșitul lumii, pentru toate păcatele lor a murit. Prin urmare, încrezându-ne în acest sânge, putem merge înainte lui Dumnezeu. Încrezându-ne în asta, crezând în asta. Fraților, toate acestea sunt scrise în Biblie, da sau nu? Iisus Hristos este Dumnezeu. Iisus Hristos a venit în lume acum 2000 ani și a murit pe cruce și prin aceasta ne-a iertat veșnic. Toate acestea sunt scrise în Biblie. Care este motivul pentru care putem crede 100% toate acestea? De ce? Sunt mulți oameni care spun că au murit pentru păcatele oamenilor, dar nu putem avea încredere în ei. Iar Isus Hristos a murit pentru mine pe cruce. Sunt iertat veșnic. De ce? De ce putem crede acesta? motivul, dovada că a fost iertați este învierea lui Iisus Hristos. Dacă nu ar fi fost învierea, nu am putea crede. Din acest motiv, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 12, 13, și 14, se mai spune așa, dacă Hristos nu a înviat, credința voastră este zadarnică. Sunteți încă în păcatele voastre. Iisus Hristos a înviat și din acest motiv credem. Iisus Hristos a murit pe cruce, a înviat și ne-a iertat veșnic de păcatele noastre trecute, prezente și viitoare. De acum înainte, dacă vom comite vreun păcat, nu mai este nevoie ca Isus să vină din nou să ofere o altă jertfă. Aceasta este răscumpărarea veșnică, ceea ce El a oferit odată pentru totdeauna. Este o jertfă veșnică. Din acest motiv, Biblia vorbește despre o răscumpărare veșnică, o mântuire veșnică. Ce înseamnă asta? că nu vom mai merge niciodată în iad. Isaia 45. Să ne uităm în Biblie. Isaia, capitolul 45, versetul 17. Isaia, capitolul 45, versetul 17. Să citim împreună. Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci în vecii vecilor nu vă veți rușina, nu veți fi înfruntați. Ce înseamnă asta? Nu vom ajunge în iad. Lumea veșnică, nu vom merge în iadul veșnic. Aceasta este mântuire veșnică. Aceasta este mântuirea pe care ne-a dat Dumnezeu. Este veșnică, este completă, este nesăvârșită. Nu vă veți rușina în veci de veci. Nu vom fi dați de rușine. Asta ne învață și Iisus Hristos prin Biblie. Ioan 10 cu 28 Eu le dau viața veșnică și nu vor pieri niciodată și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Mântuirea este perfectă, fraților. Omul mântuit dacă comite vreun păcat din cauza acelui păcat nu va mai merge în iad, dar cu siguranță va vedea disciplina disciplina lui Dumnezeu. Asta trebuie să învățăm în viața noastră creștină. Creștinii mântuiți care trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Cum trebuie să trăim noi? Biblia spune așa. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Cu ce scop? Pentru slava lui Dumnezeu. Fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem orice altceva. Fie că trăim, fie că murim. Dacă am fost creat cu adevărat pentru slava lui Dumnezeu și dacă Iisus Hristos mi-a recăpătat slava pierdută, dacă am înțeles cu adevărat acest lucru, atunci viața mea trebuie să se schimbe. Viața creștinului trebuie să fie diferită. Din acest motiv s-a spus astfel, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. A trăi pentru slava lui Dumnezeu. Într-un alt cuvânt înseamnă a te teme de Dumnezeu. Teamă, frica, apare pentru prima dată în Geneza, capitolul 20, versetul 11. Când Avram i-a dat pe soția sa, Sara, lui Abimelec. Atunci Abimelec l-a întrebat pe Avram, De ce ai spus că Sara este sora ta? Avram a spus, pentru că în acest loc cu siguranță nu există frică de Dumnezeu. Pentru că era țara filistenilor. Nu există frică. Ce vrea să spună? Neamurile nu se pot teme de Dumnezeu. Numai cei mântuiți își pot duce viața cu frică de Dumnezeu. Astfel îl slăvesc pe Dumnezeu. Numai cei mântuiți. În Geneza 22 cu 12, când Avram l-a dat pe Isaac ca jerfă, după aceea Dumnezeu a spus, Știu că te temi de Dumnezeu. Dumnezeu a spus așa. În acest cuvânt putem înțelege sensul fricii, că a te supune în mod absolut cuvântul lui Dumnezeu este frica de Dumnezeu. Cel mântuit trebuie să se supună în mod absolut cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este viața în frica lui Dumnezeu. Leviticul, capitolul 19. Să ne uităm în Biblie. Leviticul, capitolul 19. De la versetul 2 la 3. Leviticul, capitolul 19, versetul 2 și 3. Vorbește întregii adunări a copilor lui Israel și spune-le, Fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru, fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său, și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Fiecare să cinstească pe mama sa și pe tatăl său. Unde nu este teamă de Dumnezeu, nu este nici cinstire de părinți. Dacă omul nu-și cinstește părinții pe care îi vede, cum va cinsti pe Dumnezeu pe care nu-l vede? În 1 Ioan capitolul 4 versetul 20 spune astfel: Dacă zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu, și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci deci cine nu iubește pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Dacă nu se teme de părinții săi, care sunt vizibili, cum se poate teme de Dumnezeu cel invizibil? Leviticul, capitolul 19, versetul 14. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Aici nu înțelegem relația dintre cele două lucruri, nu așa? Pune să nu vorbești de rău pe cel surd, deși nu poate auzi. Nici să nu pui piedică înaintea orbului. Ce înseamnă asta? Să nu disprețuiești pe alt în inima noastră uneori îi desprețuim pe cei care sunt mai mici decât noi. Mai ales pe copii. Ce știi tu, copile? Deci, pe cei care nu au multe lucruri, pe cei care nu știu multe lucruri, avem tendința de a disprețui. Cei care trăiesc așa nu se pot teme de Dumnezeu. La asta se referă. Leviticul, capitolul 19, versetul 32. Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Spune să cinstești pe cei în vârstă și mai spune să te temi de Dumnezeu. De fapt, trebuie să-i respectăm pe cei bătrâni. Dar la sfârșitul lumii asta dispare. Nu mai există respect. Omul care nu este respectuos cu semenii lui, cum se va teme de Dumnezeu? La asta se referă. 1 Corinteni 13 cu 5 Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea este respectoasă, dar nu mai există respect. Fiecare vrea să facă ce-i place. Un om care se teme de Dumnezeu. Un astfel de om nu poate să-l slăbească. Un om care nu se teme de Dumnezeu. Un astfel de om nu poate să-L slăbească pe Dumnezeu. Și noi trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu. Da sau nu? Noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Ne-am născut păcătoși, lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său la moarte pentru a recupera această slavă. Noi, crezând în acest fapt, am intrat deja din nou în această slavă lui Dumnezeu. Atunci, de ce atunci ce avem de făcut până când vine Domnul? Trebuie să manifestăm slava lui Dumnezeu, trebuie să slăvim pe Dumnezeu. Prin ce? Prin viața de frică de Dumnezeu, prin viața în teamă de Dumnezeu. Pentru că în Eclesiastul 12 cu 13, spune să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Fraților, aceasta este datoria oricărui om. Să-l aibă pe Dumnezeu, să-l slăvească pe Dumnezeu. Aceasta este datoria oricărui om. Dar omul nu trăiește așa. Nu trăiește slavindul pe Dumnezeu. Ce viață creștină e aceea dacă nu dai slavă lui Dumnezeu? Fraților, toți am primit aceeași mântuire, în același mod. Dar după ce am primit mântuirea, viața fiecăruia nu mai este la fel. De ce? Cumva mântuirea pe care am primit-o diferă de la caz la caz? Nu. Fiecare înțelege diferit Slava. Fiecare înțelege diferit păcatul său și îi iubește diferit pe Dumnezeu, pe Domnul. Din acest motiv și viața este diferită. Trăirea este diferită. Cui s-a iertat puțin, iubește puțin. Atunci, îl iubește puțin pe Domnul. Ai, Iisuse, eu nu am comis așa de multe păcate. Totuși, m-a iertat. Dacă cineva crede așa. Nu poate să-l iubească mult pe Isus. Crede că nu a primit o dragoste atât de mare de la Isus. De ce? Nu s-a gândit niciodată că este un păcătos atât de mare, atât de negru. De fiecare dată când citim Biblia, cu cât citim mai mult Biblia, ce simțim? Cât de mare este harul lui Dumnezeu? Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu? Și încă ceva, cât de josnic și nenorocit am fost! Doamne, Cine sunt eu de mai iertat? Doamne, ce este omul să te gândești la om? În această întrebare, ce altă întrebare este inclusă aici? Doamne, cine sunt eu că m-ai salvat? Că m-ai ocrotit și m-ai păstrat atât de mult? Deuteronomul, capitolul 10. Să ne uităm în Biblie. Deuteronomul, capitolul 10. versetul 12 și 13. Deuteronomul, capitolul 10, versetele 12 și 13. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Dumnezeu, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit. Așa este. El ne-a dat poruncile pentru ce? Pentru binele nostru, pentru fericirea noastră. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne temem de El și să-i păzim poruncile. Nu este pentru a ne face viața mai dificilă, ci pentru binele nostru, pentru fericirea noastră. Deuteronomul 10 cu 20. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, să te alipești de El și pe numele Lui să-L juri. De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-i slujești, numai pe El să-L urmezi. Învățarea legii lui Dumnezeu, calea de a ne apropia de Dumnezeu, este viața de biserică. Dacă cineva nu trăiește în biserică, nu poate învăța aceste lucruri. Doar lucrurile lumii vor umple inima și astfel va trăi fără să aibă nimic de a face cu slava lui Dumnezeu. Sper ca noi toți să ne putem duce restul vieții pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să închem cu rugăciune. Doamne, pentru marele Tău har îți mulțumim. ne-ai mântuit într-un mod minunat și ne-ai făcut parte de slava ta. Pentru tot acest har îți mulțumim. Noi toți creștinii care am primit slava lui Dumnezeu, vrem să trăim păzind poruncile tale și slăvindu-te mai mult prin viața noastră. Pentru aceasta te rugăm să ne trezești și să ne călăuzești numai în tine așteptăm cu recunoștință. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, care ne păzește mereu, ne rugăm. Amin.